suntem la Playa del Moro. Ești îngrijorată. Bună! Salut! E incredibil cât de repede trece timpul. Zilele noastre aici sunt numărate, iar noi peste două săptămâni plecăm acasă. Așa că nu avem timp să stăm pe loc. Astăzi o să vă luăm cu noi într-un loc mai diferit. Locul se numește Cap de Formentori, iar localnicii îi mai spun punctul de întâlnire al vânturilor. Este un loc care inspiră mulți artiști să scrie poeme și să picteze tablouri. Vom merge în extremitatea nordică a insulei Mallorca, o peninsulă lungă de 20 de kilometri, departe de principalele atracții turistice de pe insulă. Nu vrem să ne lungim prea mult cu vorba, așa că haideți să mergem! Cabră, sper că vă place tricoul meu cu Timișoreana. Un element important al acestei zone este farul Formentor, un turn înalt de 20 de metri, la care se poate ajunge după parcurgerea unui drum sinuos de 15 km. Construcția lui a durat 6 ani și a implicat foarte mulți muncitori, iar pentru ca aceștia să poată participa la slujbă înainte de începerea lucrului, episcopul Maiorcăi a ordonat construcția unui altar în imediat apropierea farului. Pe aici am venit. E de apreciat faptul că pe ultimul segment de drum a fost restricționat accesul mașinilor, tocmai pentru a facilita traseul autobuzelor. Sunt foarte mulți bicicliști, iar drumul este foarte îngust, e mai bine așa. În prezent, farul este controlat de la distanță, singura activitate care se mai desfășoară aici fiind cafeneaua de lângă. Am băut și noi o cafea aici și un suc de portocale, însă este foarte scump, am dat undeva la 9 euro, însă chiar aveam nevoie. Facem și o baie, din acest motiv nu ne-am luat nici camera, ci doar telefoanele. Suntem la Playa de Formentor. A fost puțin greu însă să trecem doar cu picioarele goale de pietrele de la mal, însă ne-am descurcat. La un capăt al plajei se află hotelul Formentor, unde se spune că ar fi stat Charlie Chaplin și Winston Churchill. Minador de Escolomer este un punct de belvedere care ne taie respirația și efectiv ne face să realizăm cât de mici suntem. Marea Mediterană arată grozav de aici de sus. Aproape de aici se află turnul de veche Albercut, care în trecut făcea parte din defensiva de coastă maiorchină împotriva piraților și a corsarilor. Am ajuns la locul nostru în camping ca fortunele încheiem videourile mai devreme ca de obicei. Astăzi am avut un program mult mai relaxat și chiar ne-am distrat. Am văzut unul dintre cele mai frumoase locuri de pe insulă, dacă veniți aici nu aveți cum să-l ratați. La un moment dat se vedea în zare chiar și continentul, e foarte plăcut sentimentul. Cam atât pentru astăzi, dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut, nu ezitați să ne lăsați un like, un comentariu și un subscribe. Vă pupăm!